Cu permisiunea dumneavoastră, vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și să deschidem Sfintele Scripturi la Matei, capitolul 24. Vom asculta primele 14 versete, pagina Scripturii, ediția Conelescu, 952. Evanghelia după Matei, capitolul 24, începem citirea cu versetul 1. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el, la o parte, și i-au zis, spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurea vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ. Veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Prin binecuvântarea Domnului și în această seară suntem la casa Domnului, la părtășie și după momentele de rugăciune, după momentele în care am fost motivați de preaiubiții frați, urmează să ascultăm al Domnului cuvânt. Sunt foarte atent în direcția în care se merg îndemnurile, cântările și după cum ați putut vedea de la început, s-a cântat, s-a vorbit despre penuria de mijlocitori, despre nevoia de oameni care să stea la dispoziția Domnului, mai ales în contextul lumii de acum. De aceea aș vrea să iau pasajul acesta biblic și să vorbim de timpul pe care îl trăim noi. De foarte multe ori, cu tot respectul, ați venit în Anglia ca să o duceți mai bine ca în România, să aveți un loc de muncă, să aveți o casă unde să locuiți, chiar dacă e cu chirie, ca să fie poate puțin mai bine. Dar nu este scopul. Scopul este ca noi să ne pregătim pentru venirea împărăției Domnului. Când tot ce știm noi pe pământul ăsta se va termina, e numit sfârșitul. Dar înainte de acest sfârșit, va veni un moment când Dumnezeu va veni să-și ia biserica sa. Și apoi evenimentele se vor derula în lumea aceasta și noi trebuie să fim pregătiți. Foarte mulți oameni se gândesc să o ducă mai bine, dacă nu ei, măcar copiii lor. Însă lucrurile se vor precipita și vor fi din ce în ce mai dificile, mai ales în mediul spiritual. Și noi trebuie să fim pregătiți, atât noi, cât și copiii noștri cu mentalități de biruitori, cu oameni care știu să iasă biruitori din orice circumstanță a vremei. De aceea, permiteți-mi să vă spun că vremea pe care o trăim noi este unică în istorie, niciodată nu a mai fost în contextul acesta. Și voi vorbi despre câteva lucruri care caracterizează vremea noastră și apoi voi vorbi despre cum arată un biruitor a acestor vremuri. Pentru că dorim ca biruitori să fie și copiii și nepoții noștri, Doamne ajută! Ori pentru asta trebuie să îi învățăm să aibă mentalitatea de biruitori. Nu există cineva care a devenit campion mondial la box și într-o zi mergea pe stradă și a auzit că este un concurs și s-a dus și el acolo, a luat mănușile și hai să șerc. Nu, nu. Biruitorul de acolo, de la campionul la box, e om cu antrenamente în spate, cu meciuri în spate, cu pumn luați și dați. Poate a luat și knockout cândva. Dar, efectiv, e un om cu lupte la activ. Nu poți să fii biruitor din întâmplare. Mergi cu mâna în buzunar și dintr-o dată ai ieșit biruitor. Te antrenezi. În primul rând ai o mentalitate de biruitor. Știi timpul pe care îl trăiești și ca atare își ajustezi gândirea după cuvântul Domnului. Primul aspect al climatului vremurilor noastre este timpul scurtat sau condensat. Sfânta Scriptură spune tot în Evanghelia după Matei
capitolul 24, același capitol, versetul 22, în felul următor. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Stimații mei, este foarte important că trăim o vreme când timpul se scurge foarte rapid. Nu mai avem timp de foarte multe lucruri. Te scoli de dimineață, îți propui să faci niște lucruri, te învârți de două, trei ori mai, și așa, și te trezești că au rămas o grămadă de lucruri nefăcute pe mâine și tu n-ai reușit. An de an, lună de lună, rămân probleme. Foarte interesant că câteodată mai reușim. Mai reușim să câștigăm un ban, mai reușim să zugrămim un părete, mai reușim, dar nu reușim să citim Biblia. Nu reușim să ne rugăm mai mult, cum ne promitem. Nu reușim tocmai în domeniul spiritual, pentru că timpul scurtat, o să vedeți că afectează în mod special latura spirituală a vieții noastre. Și noi trebuie să fim atenți la lucrul acesta, pentru că timpul este condensat. Și acum aș vrea să vă spun, bogații lumii care au bani să se distreze și să viziteze, se plâng de lipsă de timp. Singurii care n-ar trebui să plângă că timpul e condensat și scurtat sunt cei aleși. Că Dumnezeu a scurtat timpul din pricina celor aleși să iasă biruitori. De-aia te uiți așa că trece timpul repede. Băi, nu am timp. Bine, nu am timp pentru un alt job, nu am timp pentru mai mulți bani, dar timp pentru rugăciune am, timp pentru adunare am, timp pentru copii am, pentru a învăța ca în climatul în care trăiesc să-mi fac timpul acesta? De aceea lipsa de timp ne cere, ne obligă, frații mei, să ne prioritizăm lucrurile. Nu o să apuci să faci tot ce-ți dorești. Suntem bombardați cu multă publicitate, de la mâncare, fereste, țigle, materiale de construcție, haine, totul. Și tot ce vedem în publicitate e făcută ca tu să o dorești. Ca să dorești să schimbi hainele respective, să schimbi geamurile respective, să schimbi... La asta e publicitatea. Foarte mulți dintre noi ne dorim anumite lucruri. Nu o să apuci să schimbi tot ce vrei. Nu o să apuci să ai casa pe care ți-o dorești. Nu o să apuci să ai mașina pe care ți-o dorești. De aceea e foarte important pentru voi, pentru copiii voștri, să așezați care sunt lucrurile prioritare, adică alea, cu alea nu se negociază. Primul aspect, nu se negociază cu casa Domnului. Domnule, am bani, n-am bani, am mâncat, n-am mâncat, dar la adunare trebuie să mă duc. Pentru că trebuie să rezist. Pentru că rugăciunea mea nu e cea mai bună, dar lângă mine am oameni cu care mă apuc la rugăciune. Învățătura mea nu e cea mai bună, dar cum aș putea să înțeleg Biblia dacă nu mă va călăuzi cineva? Pentru că cunoaște-mă în parte, o-i fi eu deștept. Dar cum am eu o parte, are și restul o parte și vreau să mă îmbogățesc cu părțile lor. Dacă nu mă duc, rămân doar cu partea mea. Și atenție, celui ce îi se pare că are, îi se va lua și ceea ce are. De aceea o să vedeți oameni care nu mai vin la părtășie, au cunoscut cândva, au fost ceva și actualmente nu mai au nimic. Pentru că i s-a ruat și ceea ce îi se părea că are. Părtășia frățească este prioritară. Copiii trebuie să se învețe în ambianța asta. În părtășia frățească între frați poți să înveți că oamenii respectivi sunt imperfecți ca și tine. Poți să înveți să îi îngădui și te îngăduie. Poate nu ți-ai dat seama, dar te îngăduie. Ori e foarte important să cunoști asta. Nu trebuie să negociezi cu lucrurile acestea. Așează lucruri prioritare în viața ta. Pune disciplinele Bibliei prioritare în casa ta și celelalte lucruri pot să rămână nefăcute. O să rămână nefăcută o școală, poate, o să o încep, nu o să o mai termin. O să rămână nefăcut un anumit perete la casa ta, ți-ai programat, să schimbi mobila din bucătărie, rămâne doar câteva corpuri. Nu e nicio problemă asta, nu afectează la mântuire. În schimb, frații mei, în schimb, e foarte important să fii aproape de biserică. Și foarte aproape de familie, Doamne ajută! Cât sunt departe de familie pentru bani? Cât sunt departe de familie pentru profesie?
V-aș ruga tare mult, stați în preajma familiei, n-aveți nimic mai scump în lumea asta. Sunt niște ființe pe care le cunoașteți, pe care le știți, care au nevoie de voi și de care aveți nevoie. Stați lângă ei, cântați, rugați-vă, râdeți, jucați-vă, e timp. Toate celelalte au vremea lor. Nu contează jucăriile de pe lângă noi, electronicele pe lângă noi, contează să-i cunoști pe ceilalți. Mai închideți telefoanele câteodată, puneți-le deoparte așa și începeți să discutați din Biblie. Dacă vreți, rezolvați un rebus cu cuvinte, discutați ce s-ar potrivi, ce s-ar potrivi dincolo. Câte lucruri frumoase nu se pot face în familie ca să crească socializarea, părtășia între noi. Pentru că observăm câteodată, strângem bănuți, strângem mânduți și numai după ce am pierdut pe cineva într-un fel sau altul, constatăm ce valoare are. Nu spun neapărat să plece, să moară, să plece în altă parte. Și ne pare rău că n-am stat mai mult cu ei. Vizitam undeva, la un moment dat, în țară, o biserică și la un moment dat un frate slujitor de acolo mi-a povestit că erau oameni realizați. Soția lui lucra undeva la un birou, era pe post de contabilă sau șefă contabilă acolo. El avea și el o firmă de ceva, avea o grămadă de angajați, lucrau împreună, totul mergea, copiii se duceau, deci o viață cum ar fi trebuit. Și la un moment dat soția nu se simte bine, merge la doctor și constată că are cancer, un cancer foarte galopant și s-a mai dat la dispoziție doctorii, au spus, mai poți avea 3 ani maxim, 3 ani. Și am întrebat ce ați făcut, simplu. Am închis firma, eu o lăsat contabilitatea, am lăsat totul și am făcut ceea ce trebuia să facem de mult. Am luat-o din mână, ne plimbam prin parc, cântam împreună, ne uitam unul în ochi la celălalt, plângeam împreună, râdeam împreună, discutam împreună, ne culcam râzând, ne sculam râzând. Și după 3 ani, conform pronozei medicilor, soția mea a plecat. Dar cei mai frumoși ani din viața mea sunt ăia 3. Trebuie neapărat să ne dea un doctor un asemenea diagnostic, să ne schimbăm stilul, să ne dăm seama că sunt lucruri mai importante ca banii, ca mașinile, ca hainele. Oare nu ne-am putea opri și atât timpul e scurtat și să spunem noi, prioritar în viața mea sunt frații mei, soția mea, sunt copiii mei, sunt cei de lângă mine, restul le mai găsim, sunt tot acolo. Și dacă nu-s, puțin mă interesează, important sunt ei. Să ne ajute Domnul să așezăm lucrurile în prioritate. Al doilea aspect al vremurilor din urmă, nu-i numai timpul scurtat și condensat, este panica și stresul. Spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca, în același context, versetul 25 din capitolul 21, în felul următor. Vor fi semne în soare, în lună și în stele și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mărilor și a valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerului vor fi clătinate. După cum vedeți, circumstanțele pe care le avem pe pământul acesta, o bună bucată de vreme, chiar înainte de pandemie, am întâlnit o grămadă de oameni care aveau controlul. Unii dintre frații noștri chiar spuneau, vreau să-mi cumpăr avion privat. Atât de mine mergeau lucrurile. Îmi cumpăr avion. Altul spus, în zona asta voi ridica un cartier rezidențial numai de blocuri. Eu le voi ridica, singur. N-am nevoie de asociat. Eu îmi voi ridica. Deci erau planuri megalomane din punctul meu de vedere, care stau și mă gândesc cât costă o casă. Asta ridica cartiere întregi, cumpăra avioane, făcea, nu numai ăsta, o grămadă de oameni. Și a venit pandemia, că până atunci era pace și liniște. O ducem bine. A venit pandemia și a schimbat ordinea. Dintr-o dată am văzut că toată lumea este condusă ca la comandă, toți poartă botniță. Pentru că cineva, după ce a spus că a fost o idee la unul și el a impus-o prin servicii, prin tot ce trebuia și toată lumea a fost forțată să poarte masca pe figură. Ori din punctul ăsta de vedere, frații mei, s-a demonstrat că totul este la comandă și lucrurile s-au schimbat de atunci. A început un război, este un alt război în Orientul Mijlociu,
se pregătește un alt război la orizont, toate lucrurile acestea, în fiecare zi, sunt sute de morți care pleacă și-au pregătit să trăiască mai mult, dar pleacă, dintre ei și copiii. Lumea e nesigură. Suntem anunțați de alte pandemii care vor să vină și toți stau și se gândesc oare ce va fi. Toate lucrurile astea provoacă în oameni ceva anume. Dumneavoastră stați pe scaune, liniștiți în seara asta, dar înăuntru dumneavoastră tremurați ce va fi în ziua de mâine. Ce se va întâmpla mâine? Drepturile normale sunt luate și oamenii, copiii, sunt bulversați cu tot felul de idei, cu tot felul de gânduri. Trăim într-o lume anormală și lucrurile acestea aduc termenul de panică și stres în ființele umane. Stresul nu exista în urmă cu, să presupunem, 40 de ani, pe timpul bunicilor noștri. Nu te duceai la bunicul și bunicul îți spunea, nu mă stresa. Nu știa ce e la stres. Ei stăteau liniștiți, aveau viață faină. De o bucată de timp încoace se vorbește de stres. Și se vorbește de stres din diferite domenii. O bună bucată de vreme, atacurile de cord, atacurile cerebrale, bolile terminale, erau puse pe baza alimentației. De aia se vorbea foarte mult de colesterol, de diferite analize care trebuiau făcute. În ultima vreme, în topul cauzelor care determină aceste lucruri pe care le-am enumerat eu și care de foarte multe ori sunt terminale, este stresul. Și abia pe nu știu câte ochi e alimentația. Pentru că panica și stresul cuprinde astăzi ființele umane. Și credincioșii nu sunt excluși. Când n-ai cu și plăti chiria și ești aproape să fii scos din casa unde stai, să vină cineva să spune, nu te stresa, că oricum te scoate afară. Nu te stresa. Nu poți să-i explici la omul respectiv. Când cineva e bolnav din casa ta, nu te stresa. Ori stresul e parte cotidiană și afectează sănătatea trupească, ca să nu spun pe cea spirituală. Foarte multă depresie e printre noi și mai ales surorile sunt susceptibile la lucrul acesta. Foarte multă depresie. Foarte multe gânduri de suicid la adolescenți care își caută identitatea în lume și își caută locul în lume. Nu-și găsesc, 8 miliarde, suntem mulți. Eu ce sens am aici? Și dintr-o dată constată că e nul, că n-are niciun sens, că mai mult încurcă. Ba mai mulțumit în oglindă și parcă în fiecare zi vede o ființă nouă. Pentru că se schimbă, e perioada de creștere. Și lucrurile acestea îl bulversează, plus situația hormonală din interiorul său. Și lumea întreagă este în domeniul acesta. Și v-am dat câte o pastilă la toți, așa, să mergem în reluare toți pe stradă, dar avem nevoie să muncim. Avem nevoie să interacționăm. De aceea soluția pentru stres, pentru panică, nu-i tratamentul psihologic, ci este rugăciunea. De aceea biserica este un loc de refugiu. Pentru că vii cu sarsanala de temeri, de speranțe, pe care le ai pentru tine, pentru copiii tăi, pentru viitorul tău, și când vii aici te întâlnești nu cu regele Marii Britanii, care oricum nu te poate ajuta, te întâlnești cu Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și El îți dă voie să-i spui speranța ta și vine să spune, toate astea le-am pregătite pentru tine. Toate astea le-am pregătite. Tu vrei o viață mai bună, tu vrei binecuvântare, tu vrei sănătate. Eu le-am pregătite de mult timp, dar n-ai respectat o lege de-a mea. Nu aveți pentru că nu cereți. Nu pentru că n-am sau nu vreau să vă dau. Efectiv, ai vorbit de sport, ai vorbit de bani, ai vorbit de orice, dar nu te-ai rugat și mi-ai cerut lucrurile acestea. Și Biblia spune, Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i... Dar nu exclude cererea. Noi gândim că dacă tata știe, ne dă. Nu ne dă. Tata știe că am nevoie să-mi schimb mașina. O pregătit-o de 2 ani să-mi o dea. Dar pentru că cerere nu există, mașina mea nu e schimbată. Pentru că de-aia spune Biblia, faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni, ca să aibă motiv Dumnezeu să ne ia, slăvit să fie Domnul. Păi dacă nu te rogi, cum să-L ai? Ori Dumnezeu ne cere să facem lucruri. Și rugăciunea e o supapă.
Când mă uit la foarte mulți credincioși care vin la casa Domnului, chiar dacă ei afișează zâmbitul ăla comercial englezesc pe față, așa, zâmbesc până la ureche, când se duc acasă, trebuie să îi spun, mă dor fălcele cât am zâmbit. Chiar dacă zâmbesc când vin la adunare, iau o rubzac în spate. Rugăciunea înseamnă să vii în fața Domnului și Domnul spune și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însăși îngrijește de voi. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că începem să cântăm în adunare. Și de-aia e bine, cântări de încurajare, cântări care s-au cântat. Și dăm o baieră jos de la rucsacul ăla, după aia dăm celălaltul. Dintr-o dată e prezent Domnul, mărit să fie Domnul, vine cineva și ne îndeamnă. Cu tare, l-am lăsat-o, tu ești Dumnezeu cel mare, rucsacul meu ți-l dau ție. Problemele astea nu le mai pot rezolva, l-am carat destul. Doamne, ajută-mă în domeniul ăsta. Da, Domnul e mare și mă ajută. Dintr-o dată ești cu mâinile pe sus, te bucuri de prezența Domnului. Și la un moment dat vine cuvântul pe care îl veți auzi puțin mai târziu. Adunarea este liberă. Fiecare și rucsacul lui înapoi și plecăm înapoi pe strada noastră, gheboș, sub rucsacul nostru. Fratele meu, dacă l-ai aruncat asupra lui, pentru ce l-ai mai luat înapoi? Sportul ăsta îl practicăm foarte des. Ori, stimații mei, rugăciunea e forma în care iei rucsacul, îl pui lui acolo și așteaptă-te să vezi ce minunat lucrează și rezolvă problemele. Are miliarde de îngeri. Miliarde de îngeri. Are soluții pe care tu nu le găsești. Noi suntem în lumea asta a pietrei și a lutului și toate sunt aici. Noi nici suntem setați să gândim într-un fel. Gândește că în lumea lui Dumnezeu există legi la care ai mers vreodată pe ape? Nu. Ei, Domnul știe cum să meargă pe ape. Îngerii lui niciodată nu trebuie să se teamă de apă. Eu, în schimb, care nu știu să not, mă tem de apă. Cât de pocăit o-i fie. Pentru că dacă mă bagă în apă și nu știu să not, mă cufund. Ei, îngerii n-au nevoie, îi plutesc deasupra apei, n-au nicio treabă cu Dumnezeu. Cunosc reguli pe care noi nu le știm, nu le cunoaștem. Și în domeniul financiar, și în domeniul spiritual, și în toate domeniile cunosc. Numai că ei vin și spun, toată puterea e la noi. Regele nostru are tot. Și noi suntem gata să intervenim, dar nu avem legitimație. Dacă cereți, se poate. Dacă cereți, se poate. Și cerința se face doar prin rugăciune. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Descarcă povara. Câteodată explic lucrul ăsta, dar acum se potrivește. În Biblie avem, dintre toate psalmii, avem trei sferturi din psalmi, se numesc psalmii răzbunării. Există psalmi faini. Psalmul 23, Domnul este păstorul meu. Psalmul 91, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt. Și așa mai departe. Dar trei sferturi din psalm sunt psalme răzbunării. Numele Domnului îi taie în bucăți. De când ați mai auzit un îndemn la rugăciune pe tema asta? Le ocolim. Dar psalme răzbunării, trei sferturi. Ce caută în Biblie? Iubiții mei, psalmii sunt făcuți la adresa lui Dumnezeu. S-o formă de rugăciuni identificate. Și Dumnezeu îi îngăduie să fie acolo pentru că sunt scrise de oameni în circumstanțe diferite. David, de exemplu, a fost în diferite circumstanțe și în circumstanțele respective s-a adresat lui Dumnezeu. Și a spus, Doamne, uite ce aș face eu. Doamne, uită-te la amenințările lor. Doamne, fă-le cu tare lucru. Și așa mai departe, asta sunt psalme. Atunci când cineva îmi face mie rău, eu nu strig, aleluia, mărit să fie Domnul, mai poți mai faci? Nu, mă enervează. Mă supăr, cel puțin în interior, chiar dacă fața încerc să mă mențin încremenit așa. Dar în interior mă supăr. Mă supăr că cineva mă ia la mișto. Mă supăr că cineva se ia de mine, să scarpene de mine. Mă supăr. Bun, dacă mă duc să vorbesc cu altcineva ce face el și mai găsesc un prieten, și numai țâie și mie îmi face, să facem un partid contra lui ăla. N-am rezolvat nimic. Asta se numește în Biblie bârfă, clevetire și vorbire de rău. Cum și dacă e adevărat? Da. Și dacă e adevărat? E un păcat înaintea Domnului. Dar dacă eu mă apuc și vin și îi spun lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, m-a supărat asta, m-a enervat. Îmi vine să mă duc să-l prind de gând, să-l pesc odată de părete, așa, știi că eu nu dintotdeauna am fost pocăit, am fost să bătăuși cândva la băiață avea. Se cunoască, nu-l bat, dar să-l șut, l-aș prinde și i-aș spune, Doamne, știi cât aș putea eu face? Știi ce faci atunci? Am psalmul 151, știi că în Biblie sunt 150 psalmi. 151 îți aparține ție. Știi că așa te poți decompresa? Foarte mulți frați spune, Doamne, ține în tine. Nu ține în tine. Pentru că ai probleme cu ficatul,
ai indigestie la stomac, îți provoci o grămadă de situații, nu poți dormi noaptea. Și te expui prin neiertare pe care o dezvolți, nu-ți dai seama, te expui unor atacuri demonice de foarte multe ori. Pentru că neiertarea nu-i de la Duhul Sfânt. Dar dacă te-a supărat cineva și nu spui la nimeni nimic, și duci înaintea Domnului și spui, Doamne, așa m-a nervat ăsta, așa îmi vine să mă duc așa, Doamne Iisuse, în timp ce vorbești cu Domnul, Dumnezeu îți dă putere și te scol de pe genunchi cu problema rezolvată, pentru că ai aruncat asupra Lui și o să ai descris psalm de numai. Uite împrejurul tău și o să vezi, nu mai vorbi de rău, nu mai țin în tine, începi să faci psalm, Doamne ajută. Pentru că la asta e rugăciunea. La asta e rugăciunea. Pentru ce să suferi tu? Pentru ce să ai un ficat împovărat? Când poți să vii înaintea Domnului, să spui ce s-a trecut prin minte, că stau și eu câteodată și mă uit așa când mă supără careva, ce-mi trece mie prin minte? Că și eu somn. Dar vin în fața Domnului ca în fața lui tata și spun, Doamne, eu ce mi-a trecut mie prin minte și adevărul că dacă nu eram pocăit, le puneam și în practică. Dar mi-a trecut chestia asta prin minte. Și acum, Doamne, vin să-ți povestesc treaba asta și te rog, fă cumva să fie treaba bună. Știți că cel ce mă iubește pe mine, îl iubește și pe altul. Eu, din punctul meu de vedere, nu pot decât să mă răzbun, să-i spun niște vorbe care produce rană. Dar găsesc pe unul care m-a ascultat și mi-l face prieten pe ăla. Și îl mântuiește pe el și pe casa lui. Și dintr-o dată, mântuiește și familia mea, slăvit să fie Domnul. Și dintr-o dată am pus problema în mâna cuiva care știe să lucreze desăvârșit, slăvit să fie Domnul. Amin. Dar dacă nu umbli supărat, umbli nervos, umbli vorbind de rău, cauți pe cineva pe umărul căruia să plângi și ăla să plângă pe umărul tău, discutați, sunteți prieteni de circumstanță și cam atât. Panica și stresul se rezolvă cu rugăciune. Doamne ajută! Amin. Al treilea aspect pe care vreau să-l spun din textul acesta biblic, pe lângă faptul că zilele sunt scurtate și n-ai timp de orice și trebuie să prioritizezi lucrurile, să le alegi pe cele importante și să te ții de ele, chiar dacă celelalte o să rămână nefăcute, pe lângă faptul că este panică și stres și rugăciunea te ajută și te ajută foarte... De foarte multe ori mă duc acasă și venind de pe un drum pe altul, marța seara nu conduc niciodată timpul de rugăciune. Mă duc la rugăciune. Nu prea am chef de rugăciune totdeauna. N-am semnal că foarte mulți cred că păstorii totdeauna. Nu! Nativ, noi nu ne place să ne rugăm. La toți! Rugăciunea este o formă de smerire, frații mei. Dar de-aia e grea rugăciunea. E o formă de smerire. Spune Sfânta Scriptură, nu mai citesc acolo, că Dumnezeu spunea, poate se vor smeri cu rugăciune înaintea mea. De ce? Pentru că a te ruga înseamnă a te smeri. Cineva spunea foarte frumos, spunea că rugăciunea înseamnă să vii, să te pleci pe genunchi, să recunoști că în universul ăsta este un Dumnezeu și ăla nu ești tu. Că de cele mai multe ori ne place să credem că noi suntem meseriași, șoferi buni, mame bune, tați buni, ne așezăm pe tronul vieții noastre și când cineva vine și spune, bă, dar bun ești, să știi că tu ești călăuzit. Dar grozav te discurci tu, mâna Domnului e cu tine. Numai prieteni de ăștia îți cauți. Ei, rugăciunea înseamnă că toate laudele pe care le-ai luat, vii, le-ai adunat la tăi ceilalți, că ești bun meseriaș, bună mamă, bun tată, un om deosebit, vii, te pleci și spui, Doamne, într-adevăr ăștia m-au lăudat pe mine, dar eu recunosc că deasupra mea este unul care îmi dă înțelepciune, care îmi dă putere și acela ești Tu, Doamne. De aceea fugem de rugăciune, să nu-i dăm Lui slavă. De aia ocolim rugăciunea, de aia nu ne place rugăciunea. De foarte multe ori parcă văd cum Duhul meu ia firea mea și o târâie la rugăciune, că nu vrea să roage. Am observat de foarte multe ori că rugăciunea ține la noi un anumit timp la biserică, înainte de rugăciune mă ia durerile de cap, mă ia oboseala, mă ia cascatul, mă ia așa. E efectiv, ai Doamne, ce obosită. Dacă cumva mă iau după firea pământească care simte treaba asta, mă stau așa nemișcat, numai câte rugăciune. După ce s-o termina rugăciunea la biserică, sfreș, Domnule. Sfreș, am vorbit până la miezul nopții, fără probleme. Păi, dar unde e oboseala de mai înainte? Firea știe, nu vrea smerită. Și singurul mod în care smerești firea este prin rugăciune. Să ne ajute Domnul. Amin. Nu vă luați după fire. Duceți-o la rugăciune, învățați-o să se roage. Prin Duhul Sfânt, continuați să înălțați rugăciuni în prezența Domnului. Vei observa împotrivirea asta în tine. Cum observ și eu în mine.
De aceea spune Biblia, umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele, pentru că firea vrea să odihnească, firea vrea să caște, firea vrea să citească, firea vrea altceva. Ei, Duhul spune la rugăciune, fă tot posibilul și aleargă la rugăciune, Doamne ajută! Decompresează-te de stările interioare, de panicile pe care le ai. Spune Domnului speranțele tale, dorințele tale pentru copiii tăi și El așează viitorul în așa fel încât lucrurile să se creioneze după planul Lui. El are de unde, lăudat să fie Domnul. De-aia e frumoasă rugăciune. Ultimul aspect, frații mei, este ura împotriva numelui Domnului. Societatea umană în care trăim noi e permisivă de orice. Dacă vrei să spui că crezi în vârcolaci și în vampiri, toată lumea te aplaudă. Vezi, știi că s-ar putea să te întâlnit cu unul. Dacă la un moment dat vrei să formezi un alt partid, toată lumea te apreciază că ești băiat deștept, cu inițiativă. Dacă la un moment dat vrei să spui că te-ai întâlnit cu marțieni, cu omulețul verzi de pe Marte și tu i-ai văzut și cu tare spui, băi, să știi că s-ar putea să văzut verde într-o zi. S-ar putea, într-o zi. Ești acceptat cu orice bazaconi în capul tău. Doar să nu le spui că ai fost alcoolist, că ai fost pierdut, că ai fost păcătos, că le furai din lucruri, dar acum ai devenit cinstit datorită lui Iisus Hristos, că te-a lăsat în drum și a plecat. Pot suporta orice în lumea asta, nu pot suporta pe Iisus Hristos Mântuitorul. Pentru că dacă îl recunosc pe Iisus, trebuie să se pocăiască. Dar cam mai degrabă cred în marțieni, că nu cer pocăința aia, mai degrabă cred în vampiri, că aia nu mă beau sânge, fac transfuzii de sânge sau ce fac ei, dar pe Iisus Hristos nu am nevoie de El. Ori societatea în care trăim noi permite orice în afara faptului, ca să recunoști că ea aparține lui Iisus Hristos. Ce mă deranjează pe mine la societatea noastră este că lucrăm sub acoperire. Eu am făcut armată cândva, am făcut un an și 8 luni și pentru ăștia care nu au făcut armată, la timpul respectiv am făcut armată, știu că aveam un coleg care la un moment dat spunea, domnule, am făcut un an și 8 luni armată, dar nu s-a prins nimeni că-s pocăit. Lucra sub acoperire, așa se numește servicii, adică spioni. Nu s-a prins nimeni că-i pocăit. Observ la momentul actual că noi suntem reprezentanții, un popor ales, un popor al lui Dumnezeu. Undeva ar trebui să se cunoască că îi aparține. Știți că luăm totul să nu se prinde nimic, suntem pocăiți? Luăm orice simbol care ar putea trimite, băi, ăștia să deoparte. Nu, nu, nu. Le scoatem toate. De pe mașini, de pe viața noastră. Să nu... Pentru că ura împotriva Domnului provoacă oarecare frică în noi. Și mai degrabă lucrăm și noi sub acoperire. Ori în contextul actual, spune Scriptura că suntem priviți. Hristos pentru noi a disprețuit rușinea și a fost așezat pe o cruce. Și în timp ce ăștia făceau mișto din el și spunea, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos, mântuiește-te pe tine, putea să o facă? Da. Putea să ne lasă păcătoși pentru totdeauna în lumea asta. Dar pentru mine și pentru tine a disprețuit rușinea, a rămas acolo, huiduiala lumii, a rămas acolo, cu puterea de a se izbăvi, a rămas acolo ca să ne salveze pe noi. Și acum se uită și spune, la școală, la facultate, la locul de muncă, eu am disprețuit rușinea și am rămas acolo pentru El. El pentru mine poartă numele meu? Și dintr-o dată constată că nu. Constată că ne e rușine cu Iisus Hristos. Întâlnesc mulți frați care lucrează în diferite segmente și colegii de muncă spun, băi, după ce terminăm munca, mergem la o băută. Unul împlinește ani și dă de băut. Credinciosul nu spune că e pocăit, că altfel ar zice ăștia că și poartă povară, spune că îl doare stomacul. Bun, te doare stomacul, da, dar peste două zile altul are onomastica și ăla dă de băut, îl doare capul. După aceea îl doare ficatul și la un moment dat colegii lui spun, băi, data viitoare are, dar tu nu vii cu noi, îți dăm noi o programare la medic. Trebuie să ai ceva, ba capul, ba stomacul, ba ficatul, până inventezi. Pentru că lucrurile erau simple de la început. Erau foarte simple. Oameni buni sunt pocăit. Nu trebuie să o iau cu stomacul, cu ficatul, că numai ca să ocolez zona asta. Ori, stimații mei, oamenii știu ce să aștepte de la tine. Am văzut oameni care intră în colective nou, de învățământ, de muncă, de vecini și spune clar, eu îi aparțin lui Iisus Hristos. Dacă nu era Iisus Hristos, erai furat, erai bătut.
N-aveai ce-mi face, dacă nu era. Dar dacă sunt ceea ce sunt, este datorită lui Iisus Hristos. Știți când se duc de acasă vecinii aia cu ei dau cheia? Știi când se duc în concedii pe cine cheamă să aibă grijă de casa lor? Tocmai pe asta. Pentru că singurii oameni din credere, dar ei de la început spun, aparținem lui Iisus Hristos. Ori într-o asemenea societate împotrivitoare, tot cerul e atent. Gândiți-vă numai la îngerii ăia, 12 legiuni de îngeri care erau campați pe Golgota, la un eveniment pe care nu și-l-au închipuit vreodată. Și anume cel deopotrivă cu Tatăl, co-etern, din veșnicie cu El, era pe mâna oamenilor, cu ciocane și piroane, să-l pironească pe cel care n-are sfârșit și n-are început. 12 legiuni abia așteptau un semnal să-l ia de acolo, ca un comando, și să-l ducă înapoi la Tatăl din a cărui esență era. Dar n-au primit nicio comandă. Pentru că Fiul la calvar și-a dat sângele, tot sângele, ca să răscumpere oameni din orice națiune, din orice popor și să-și facă, să-și pregătească o biserică care să fie a Lui, slăvit să fie Domnul. Tot acei îngeri se întreabă acum când ne văd pe noi purtătorii și iertați de păcatele noastre, prin școli, prin șantiere, prin la locuri de muncă, prin mijloace de transport în comun, când cineva ne întreabă, ești creștin? Ești credincios? A, merg și eu pe acolo. Și îngerii se întreabă, s-a meritat, Doamne? S-a meritat să nu spui un cuvânt? Te luam de acolo pentru ei. Că tu te identifica cu ei, dar ei nu se identifică cu tine. Ura împotriva Domnului va crește din ce în ce mai mult. În ura și în întunericul care se lasă, se vor ridica bărbați și femei, tineri și tinere, care vor spune deschis, noi aparținem celui ce este rege al regilor și împărat al împăraților. Valul de prigoană, cele 10 valuri de prigoană în istoria poporului roman, latin de atunci, din timpul respectiv, a fost tocmai din cauza asta. Romanii au fost foarte permisivi cu zeii altor popoare. De aia au făcut un loc la Roma unde erau toți zeii înșirați, dacă vrei să te duci să închini acolo. Ei au avut probleme cu creștinii. De ce? Pentru că creștinii spuneau că Iisus Hristos este Domnul, adică maxima autoritate. Romanii spuneau Cezar este Domnul și creștinii spuneau nu, Iisus Hristos este Domnul. Și de aici conflictul de autoritate, stimații mei, nu le-a fost rușine. Au fost băgați în arene romane. Dar pentru ei sfârșitul pe care spunea Domnul Iisus a fost într-o arenă romană. N-a fost sfârșitul, ci a fost începutul unei vieți de glorie ca și martir în prezența Domnului. Ori, ăsta e contextul pe care îl trăim noi. Spune Sfânta Scriptură, timpul va fi scurtat, panică și stres și ură împotriva numelui Domnului. Și în contextul ăsta trebuie să ai o mentalitate de biruitor. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Primul lucru la biruitori, stimații mei, care este absolut necesar să-l aveți dumneavoastră și copiii dumneavoastră, este să avem credința lui Iisus. Folosesc în mod special cuvintele acestea pentru că e foarte uzat credința în Iisus. La momentul actual îi sprine pușcăriile de oameni care cred în Iisus, dar au fost prins curând. La momentul actual sunt pline școlile de corecție, care să luăm așa, sau societatea de oameni care cred în Iisus și fac tot felul de păcate. Ori folosesc cuvântul acesta din Apocalipsa, capitolul 14, versetul 12, unde Scriptura spune așa, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Pentru că Domnul Iisus Hristos a adus o credință specială, și anume o credință care totdeauna era însoțită de pocăință. Dacă crezi în Dumnezeu, vei avea un rezultat al. Și rezultatul credinței tale în Dumnezeu va fi o pocăință de fiecare zi. Nu o pocăință inițială și punct, ci o pocăință în fiecare zi. De aceea apostolul Pavel, de exemplu, spunea prezbiterilor din Efes atunci când i-a adunat să stea de vorbă cu ei, în Faptele Apostolului, capitolul 20, cu versetul 20, spune în felul următor, știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos
Și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case. Și ce anume i-a învățat, spune aici. Și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Totdeauna credința lui Iisus conține și pocăință. O să vedeți la momentul actual oameni care doar cred în Iisus și fac ce vor. Nu, credința lui Iisus înseamnă a crede în Domnul Iisus și a te pocăi. Pentru că dacă crezi în Iisus, vei găsi motive să te pocăiești în fiecare zi. De aceea, pocăiții trebuie să mai pocăiască. Dacă ești foarte atent, vei observa lucrurile acestea. Și nu te poți îndrepta decât dacă Dumnezeu îți face de cunoscut. Pe calea Domnului există diferite straturi, diferite nivele. Este o școală. Păi există copii care în clasa întâi fac xulețe și cărlegașe. Nu le fac bine, trebuie să le repete. Trebuie să pocăiască la domeniul ăsta. Există copii care în clasa a treia învață tabla mulțirii. Nu știu bine, trebuie să pocăiască. Există elevi care în clasa a opta, de exemplu, fac extrageri din rădăcină la matematică. Nu le știu bine, dar la opta trebuie să pocăiască. Și există studenți care rezolvă radicale, integrate și așa mai departe. Nu le fac bine unele dintre ele și trebuie să pocăiască. La toate nivelele acestea este pocăință. E clasa diferită, dar pocăința e peste tot. Slăviți să fie Domnul! Cum ne-am intrat într-o clasă în care nu trebuie să ne mai pocăim? Trebuie să pocăiască ăla, trebuie să pocăiască ăla și nu mai vedem lucrările Domnului. Știți de ce? Pentru că de obicei noi în capul nostru avem o listă cu cine trebuie să pocăiască. Ăla care și-o lăsa nevasta trebuie să pocăiască, copilul ăla care i-a dat în cap lui tatsu trebuie să pocăiască, ăla trebuie. Și după ce se pocăiește ăla și ăla și ăla și ăla, ultimul pe tabelul meu și cine credeți? Sunt eu. Dar pentru că primul nu s-a pocăit, mai am de așteptat. Ori de-aia șochează declarația Apostolului Pavel din 1 Timotei, unde spune adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul acesta, Hristos a venit să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi, și aici greșește Pavel după noi. Am fost eu, când prigoneam biserica, am fost, încă o dată spune, am fost, nu mai sunt. Nu, nu, el vine și spune, dintre care cel dintâi sunt eu, ca apoi el să continue, ca prin mine Dumnezeu și-și arate cel dintâi harul și îndurarea. Cum adică? Pentru că eu m-am pocăit primul, mie mi se dă harul ca cel dintâi. De aceea nu mai prindem noi daruri. De aia nu ne folosește Dumnezeu. Pentru că prima trebuie să pocăiască alții. Frate, o trebuie să... Da, da, are prioritate la pocăință. El, tu când? Ultimul. Și de aia lui se dă har, de aia vine de 3 zile la pocăință și ne depășește, zici, cu racheta pe lângă noi. Și noi... Mergem, băi, dar cum mă depășește asta fără să semnalizeze? Care-i situația? El trebuie să te iei la rând, trebuie să te iei în spatele meu, că eu sunt născut în pocăință. Nu, nu, trec pe lângă noi ca racheta. De ce? Pentru că s-au pocăit întâi și Dumnezeu le dă întâi harul. Slăvit să fie Domnul! Sportul național care ar trebui să ne însoțească în fiecare zi, ar trebui, când vii la adunare, nu să fii atent totdeauna în și gamă când te cântăreți. Și mergem acasă, ați găsit un bemol, băieți. Era și un diez în zonă, dar nu v-ați prins. Predicatorii nu le iau cursiv cu limba română, engleză nu mai vorbim. Ați făcut niște cacofonii, pleonasme. Nici eu nu știu ce sale, dar le-am auzit la alții, că tot comentează de pleonasme și așa mai departe și discută aspectul acesta. Frații mei, când venim la adunare, nu asta e interesul. Cum a ieșit linia melodică și ce-o predicat. De ce trebuie să mă pocăiesc eu? Că Dumnezeu e prezent aici și El știe că eu sunt prezent. Și eu dacă sunt atent, restul poți să râdă, poți fi la concert, poți să comenteze. Eu mă pocăiesc 6 mâini, Dumnezeu îmi dă harul, dintr-o dată văd, dintr-o dată am descoperiri, dintr-o dată Dumnezeu mă luminează. Pentru că cel din tâi la pocăință e cel din tâi servit la harul lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul. Foarte multe biserici care se plafonează sunt oameni care nu se mai pocăiesc. Care nu se mai pocăiesc, care stau așa liniștiți în comunitățile lor și pentru că stau liniștiți îi deranjează când vin alții mai plini de râvnă. Știți ce zic? Ăla vine, cântă, frate, hai să un seară de rugăciune, hai să cântăm o cântare, hai să învățăm ceva. Ăștia mai vechi așa stau și se uită la ei
și se încurajează unul pe altul. Sunt la dragoste din întâi, dar le trece. Cum ne-au trecut nouă, le trece și lor. Cam asta e situația. Oricând pocăința e trăită, băi, ați venit cu o cântare, intrăm și noi în grup, cântăm. Păi, dar frate, mă, tale, ești pocăit 30 de ani. Și ce-i problemă? Mă umplu și eu de dragostea asta voastră, de râvna asta, de pasiunea voastră. Unde aveți rugăciune? Hai să avem o rugăciune. Eu nu pot, că bătrân să țin o zi întreagă de post, mai au pastile, dar cel puțin jumătate de zi, sunt lângă voi, băi, băieți, măi. Jumătate de zi lângă voi, stau și mă rog. Lipsește pasiunea asta. De ce? Noi ne-am pocăit cândva. De aceea predicile multora este, pe timpul meu, fraților, ne sculam la 5 dimineața la rugăciune. Tineretul întreabă, dar nu mai este 5 dimineața în orar, treci la 4, la 6 direct? Acum, cum de? Doar te poți scola și acum la 5, mai ales că ești pensionar. De ce să nu te scoli la 5? Ei, na, s-a fost când am fost eu. Le dăm lecții la alții, frații mei. De-aia ne hrănim din amintiri. Când pocăința trebuie trăită astăzi, aici și acum, seara asta, Doamne ajută. Când vii cu gândul ăsta la biserică, nu poți pleca fără ca Dumnezeu să-ți vorbească. Și știi ce e interesant? Te așezi undeva pe un scaun, nu știi cine ești nici din dreapta, nici din stânga. Vine Dumnezeu prin Duhul Sfânt și se ocupă de tine, nu te lasă fără hrană. Îți spune, uite, problema asta trebuie să o mai rezolvi, așa? Și pleci acasă mulțumit. În timp ce alții bombănesc și spun, bă, trebuia să-l pui pe el la altora predică, nu trebuia să pui ața la rugăciune, nu trebuia să facă așa, nu trebuia să-l pui pe el la poezie, nu trebuie să cutare. Ție ți-a vorbit Dumnezeu în anonimatul și în forbota aceasta, Dumnezeu ți-a transmis un mesaj și tu spui, Doamne, de coște, lasă-i pe ăștia, că ăștia fac în continuu așa. Tu ia-ți ce trebuiește și fii cel din tâi la pocăință, să ne ajute Dumnezeu. Asta e frumusețea. Mâine seară vom continua subiectul din seara asta, eu acum o să mă opresc aici, să vă reamintesc că trăim într-o vreme în care timpul e scurtat. Zilele se duc foarte repede. Nu s-a pus să faci tot ce trebuiește. Înainte oamenii aveau timp. Fără robot de bucătărie, fără mașini de spălat, fără aparatură computerizată, și cu toate acestea aveau timp. Uitați-vă la lucrurile care le făceau ei din mână, care sunt opere de artă acum, sunt căutate peste tot. Când stai și discuți cu un bunic de pe timpul respectiv, îi spuneau, domnule, nu, noi dimineața ne sculam pe la 5, așa, mai stăteam de vorbă cu niște vecini, când se mai încălza afară, ne luam sapele și mergeam la sapat sau la prășit, cum se numea. Dar nu prășam toată ziua, pentru că începea să bată soarele la amiază, luam sapele în spate cu vecinii, veneam acasă. Mai trebăluiam pe la umbră ceva, dormeam bine la amiază, dormeam bine la amiază. După ce ne sculam, tot soarele bătea bine, mai stăteam de vorbă cu vecinii, mai discutam, după care când soarele nu mai se mai dogora, plecam înapoi la prășit. Prășeam o bucată până aproape să lăsa întuneric. Veneam acasă pe zi și apoi mergeam cu vecinii la discutat, mâncam semințe de dopleac, de bostan, coapte. Discutam, spunea unii dintre ei, era semințele de oameni până la 8 piciorului, pe jos. Până la 8 piciorului, că nu era parchet atunci, nu era o chestie de asta, era lut. Mâncam semințele, discutam din Biblie, de orice, după care mergeam în fânul sandolei sus și ne culcam și dormeam până dimineața la 5, nu mai puteam de catam dormi. Și noi întrebăm toate astea în 24 de ore? Da. Pentru că timpul nu era condensat. La momentul actual timpul este condensat. Nu ai timpul bunicilor tăi, ai timpul tău și copiii noștri și nepoții noștri vor avea mai condensat. Ca atare trebuie să ai o abilitate specială de a alege lucrurile cu adevărat valoroase. Că la urmă te trezești că ai umblat după lucruri care nu sunt niciun folos. De aceea în timpul scurt alege ce trebuie. Apoi va fi panica și stresul. Mulți vor cădea la lucrul acesta. Caută biserică, caută rugăciunea, pune temerile tale înaintea Domnului, caută să lucrezi cu biserica, caută, lucrurile acestea vor ataca, sunt în spate și duhuri care atacă. Dacă te depărtezi de biserică, ești victimă sigură. În biserică te încurajezi cu toți ceilalți, sunt slujitori care se roagă aici, faceți-vă timp, curaj la urmă, frate, am o stare de panică, de teamă, rămâneți câțiva slujitori și rugați-vă, vin slujitorii, pun mâine peste tine, poruncesc în numele Domnului, pun garda Domnului și după aia pleci din nou cu viteză, ăia te atacă din nou, vii din nou la biserică, toți suntem aici. Că asta e biserica, e un loc al izbăvirii, lăudați să fie Domnul. Dacă stai singur așa, ești atacat în mod constant și nu poți rezista. Biserica are părtășii frumoase împreună, lucruri cu care pot ajuta, te simți util. Cândva
Se ținea o conferință undeva la unul dintre cei mai buni psihologi ai lumii. Și după ce au vorbit de depresie, după ce au vorbit de anumite stări ale sufletului în care nu ai niciun viitor, nicio speranță, cineva i-a spus, ce ați recomanda unei persoane care este într-o formă de depresie acută? Și toți se așteptau să spună, să vină la cabinetul meu medical, să plătească onorariu și după aceea eu îi dau niște pastile care stătă într-un punct, uitându-se și poate îi treci. Nu, i-a spus, omul acela să închide tot ce are, tot ce are el să închidă, să ia și să focalizeze pe cineva care are nevoie de ajutorul lui. Pe o rudă, pe un prieten, pe un problemă cu handicap, ceva, să se focalizeze, să se ducă să-l ajute pe el. Când îl ajută pe el, scapă de depresia lui. Eu am ascultat ce a spus psihologul ăsta, renumit între psihologi, și am zis, băi, să fie așa, ca apoi să citesc o întâmplare destul de hazlie, când la un moment dat era un tip care umbla pe un pod, cum sunt și la dumneavoastră, de pe podul ăla se arunce, era sătul de viață, era dezamăgit, depresiv, și vrea să arunce de pe podul ăla în apă, care era jos. Tot pe podul ăla era o doamnă care umbla pe același... Și doamna a făcut pasul în gol și când a făcut pasul în gol, a vrut să dea replay. Adică a vrut să urci înapoi, că nu știa să înnoate. Și-a pus problema când a sărit în apă și a adus aminte că nu înnoată, că de parcă trebuia să înnoate. El s-a aruncat în apă ca să moară. Dar și-a dat seama că nu poate înnota și în timp ce cădea spunea ajutor! Ăsta care era pe pod știa să înnoate. Când a auzit-o pe ea strigă ajutor, a sărit în apă și s-o salveze pe ea. Când a ieșit pe mal, amândoi erau vindecat de depresie amândoi. Ea s-a lămurit că nu are sens să moară, ăsta salvând-o pe ea, a fost salvat el. Când am citit întâmplarea asta reală, când am citit, mi-am dat seama că profesorul a avut dreptate. De foarte multe ori depresia este când ne focalizăm la noi. De ce mie, eu, cu tare? Dumnezeu, oprește-te cu asta! Caut în biserică să faci bine, Doamne ajută! Ridică, binecuvintează pe cineva, roagă-te pentru cineva, fii pasional, are biserica o misiune, ceva, implică-te misiunea și ai să vezi cum dintr-o dată nu te mai atacă depresia. Pentru că ești focalizat pe altcineva. De aceea puteți scăpa de lucrul acesta. Și ultimul aspect, ura împotriva numelui Domnului va crește. Dar Dumnezeu are un popor al Lui, niște tineri, niște tinere frumoase, niște bărbați și femei pe care Dumnezeu a adus tocmai din România. Nu că sunt mai scolați, poartă numele Domnului. Purtați-l cu demnitate, frații mei. Purtați-l cu demnitate, că sunteți vizibili de la nivelul cerului. Restul, doctori, profesori, toți sunt pierduți în lumea. Dumnezeu vă observă pe voi. Vă aduceți aminte, într-o zi vine Satan în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu îl întreabă, pe unde ai fost? Și îi spune, la cu trăierarea pe care am făcut-o pe pământ. Și Dumnezeu nu îi spune, ai văzut și firme puternice au ăștia? Ai văzut și posesiuni grozave? Ai văzut și construcții megalomane? De la nivelul lui Dumnezeu nu se văd. Diplomele noastre. Ce întreabă, l-ai văzut pe robul meu neprienit, Iov? Doamne, dar nu-i vezi turmele lui? Nu. Dar nu-i vezi capitele de bovine și de ovine? Nu. Dar nu vezi câte are el? Nu. Văd doar că robul meu, Iov, este neprienit. V-aș ruga tare mult într-o societate care urmărește profitul financiar, economic și de imagine, trăiți ca niște oameni neprihăniți. Și oriunde veți fi, veți avea semnal, Dumnezeu vă va urmări, va lăsa îngerii săi să te protejeze, pentru că tu ești o ființă iubită. Să ne ajute Dumnezeu. Amin.